Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Summit încheiat. Maia Sandu către partenerii europeni. Prezența voastră ne face mai încrezători ca oricând în viitorul nostru ca țară democratică, prosperă și liberă. Securitate, energie și conectivitate au fost subiectele discutate la reuniunea găzduită de Republica Moldova. Forțele de ordine au împiedicat organizarea unor proteste care urmau să aibă loc la Bulboaca. S-a scris istorie. Localitatea Bulboaca a devenit gazda diplomației europene. Șefi de state, prim-ministri și oficiali europeni au discutat despre pace. Primul summit al comunității politice europene a avut loc anul trecut la Praga, iar următoarea reuniune ar urma să fie organizată în toamna acestui an în Spania. Înainte de începerea summitului, președinta Maia Sandu a mulțumit partenerilor europeni pentru suportul acordat în organizarea evenimentului. I'm really grateful for all the leaders who stand with us and for all the leaders who stand with Ukraine. Both Ukraine and Moldova chose democracy and we need all the support to be able to preserve our democracy and to stay part of the free world. Ulterior, timp de câteva ore, Maia Sandu a întâmpinat pe covorul roșu șefii de state și de guverne din aproape 50 de țări. Primul demnitar care a ajuns la summit a fost liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, despre care s-a aflat abia în ziua evenimentului că va participa la reuniune. Acest lucru s-a făcut cel mai probabil din motive de securitate. Potrivit lui Zelensky, Ucraina este gata să meargă împreună cu Republica Moldova umăr la umăr. În acest sens, Chișinăul și Kievul vor semna în următoarea perioadă mai multe acorduri cu privire la dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură. It's not simple to come to Moldova, but like I said to you, Maya, that is the message from all our Ukrainians that we really support Moldovan people, and so salut Moldova. And we're really happy to go historically together, shoulder to shoulder. Thank you for Moldovan people, first of all, that you really you hosted all our people, all the refugees from the first days of full-scale war. Thank you. We never forget about it. Rând pe rând, președinții și prim-ministrii mai multor state, precum România, Italia, Danemarca, Franța, Marea Britanie și altele, au pășit pe covorul roșu și au fost întâmpinați de Maia Sandu. Și conducerea Uniunii Europene a fost prezentă la summit. Înainte de începerea evenimentului, demnitarii au transmis mesaje de solidaritate față de Republica Moldova și au spus că locul țării este în familia europeană. Totodată, aceștia și-au manifestat repetat susținerea pentru Ucraina. I have to regret today a new attack to Kyiv with two children killed. It's another proof that Russia continues attacking civilian population in Ukraine. I hope that the presence of so many leaders here very close to Ukraine at some kilometers of the border will send a strong message about the unity of many, many states, not only European Union, but others, on defending international order, on defending the right of the people, defending sovereignty of the countries. It's important that this message reaches Russia. We are impressed with the speed with which Moldova has responded to the recommendations and is ongoing with its work that the Commission has put for it. And we will be ready when Moldova is ready, because Moldova's place is in the European Union. At the end of the day, Ukraine cannot be bombed into submission.
And in days when Kiev is facing an unprecedented amount of bombardments, our resolve must be as strong as ever. It's a powerful symbol. We have a common political will to coordinate, to cooperate in the field of energy, security, infrastructure. And we have the occasion today to discuss all those topics and to try to build more political convergence in order to defend some very important common interests. După ceremonia de deschidere a summitului, oaspeții au făcut o fotografie comună. Menționăm că informațiile de la summitul Comunității Politice Europene au fost transmise publicului larg de către 650 de jurnaliști acreditați pentru mediatizarea evenimentului. Doar o apărare aeriană și o coaliție puternică pot învinge teroarea Rusiei. Este una dintre declarațiile făcute de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Acesta s-a referit și la conflictele înghețate, despre care spune că ar trebui să fie soluționate, inclusiv cel din regiunea transnistreană. Toate țările care au graniță cu Federația Rusă și care nu vor să fie sfârtecate de Rusia trebuie să se alieze cu UE și NATO, susține președintele Zelensky. Here in Moldova. Luckily, we don't hear air raid sirens or the sound of Russian artillery. But not so long ago, Russia's rulers were unfortunately convinced that between the evil they brought to Ukraine and the occupation of Moldova, we do see who the aggressor is. And we see where the aggression is taking place. Russia is afraid of NATO, it's truth. And tries to swallow only those who are outside of the common security space. And Russia tries to live a frozen war on the territory of its neighbors if it fails to swallow the entire neighboring country. For example, why is the Russian contingent still in Transnistria? The Kremlin only needs it to unfreeze its attack on Moldova one day. How long will Europe tolerate this? This question is already more than 30 years old and it is worth answering. Moldova respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și susține formula de pace propusă de Kiev, a declarat șefa statului. What's at stake for Europe, for the international rules-based order, for our citizens? We cannot accept that principles of sovereignty and territorial integrity do not matter anymore. We cannot accept that our citizens transform into refugees overnight as another country decides to invade a neighbor. Liderul de la Cotroceni și-a manifestat susținerea pentru Moldova și a subliniat că nu este singură. Oficialul s-a referit la agresiunea militară împotriva Ucrainei, atenționând că este evoluția cea mai perturbată din era de după războiul rece. It is our duty as the community of European democratic states to answer this historic call and fully support the most vulnerable of us. These states chose to step on a democratic path to protect their independence, sovereignty and territorial integrity, echoing the values that have always cemented our fight for freedom and democracy. Acest summit trebuie să fie și o reflecție a capacității comune de a face progres pe calea păcii, stabilității și democrației în Europa și nu numai, a precizat președintele României. Conflictul transnistrean nu este un obstacol pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, înainte de începerea summitului Comunității Politice Europene. Moldova passage independently of what's happening with the Transnistria. Cyprus become member of the European Union having a territorial problem. Moldova can do it. Totuși, șeful diplomației europene a precizat că cel mai eficient ar fi ca acest conflict înghețat să fie soluționat cât mai curând posibil, pe căi pașnice și cu implicarea partenerilor și observatorilor internaționali. În acest an s-au împlinit 31 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Tot aici au pierdut viața circa 400 de cetățeni, iar aproximativ 1200 au fost răniți și traumatizați.
Maia Sandu speră să unească cele două maluri ale Nistrului până când Moldova va adera la UE. Ne angajăm să rezolvăm pașnic conflictul și cred că, în funcție de cât de mult ne apropiem de comunitatea europeană, cu atât vom vedea mai mult interes pentru reunificarea din partea cetățenilor de pe malul stâng, a declarat șefa statului. Nu renunțăm la regiunea transnistreană, lucrăm pe ambele dimensiuni și îndeplinirea așteptărilor, condițiilor formulate de către Comisia Europeană, realizarea programelor de reforme și lucru pe soluționarea conflictului transnistrean. Cu cât mai mult vom avansa pe calea integrării europene, cu cât mai mult vom crește standardele de viață ale cetățenilor, cu cât mai multă siguranță va fi pe malul drept al Nistrului, cu atât mai mare va fi sprijinul cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului pentru reîntregirea țării. Șeful diplomației de la Chișinău, vicepremierul Nicu Popescu, afirmă că în Moldova există o majoritate fermă pentru democrație, pentru libertate și pentru parcursul european. Datorită și alături de România, vom integra țara în Uniunea Europeană și vom oferi pace, stabilitate și calm, a declarat ministru într-un interviu acordat agenției Ager Press. Vicepremierul Nicu Popescu a admis că o minoritate de concetățeni, conform ultimelor sondaje, aproximativ 20%, ar prefera ca Republica Moldova să se integreze mai degrabă în spațiul estic, dar chiar și așa nu își doresc să trăiască într-o țară în care armata, bombele, tancurile, artileria determină în ce direcție trebuie să evolueze aceasta. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce înseamnă pentru ei a fi pro-european. A fi pro-european, asta însemna un schimbul vieții, așa eu l-aș înțelege, fiindcă fiecare din noi vrea, cred, să-și facă o modalitate mai spre bine, mai o viață mai cu scopuri, mai cu viziuni mai clare pentru sine. De aceea eu accept, da, deci accept o viață în Europa. Pro-europeanți, asta ca să fim în rând cu lumea, să fim și noi cu sufletul deschis, cu toate gândurile noastre, să le putem spune ce avem în suflet, asta ca să fim deschiși. Nimic, de atât că eu am lucrat în Europa, știu ce înseamnă Europa. Așa că lasă ducă toată lumea care nu a fost să vadă ce înseamnă și sluga Europei. Asta e mare lucru. Asta cultura, pacea, stabilitatea. Я за. Ну, мне нравится эта интервенция, как переход в другую жизнь, другие правила, цивилизованные. Хочется, чтобы не было коррупции, взяток, этого всего, как раньше. Вот. Ну, в принципе, и спокойно, и безопасно. Что значит проевропеан? Все сенсорли буни. Absolut toate sensurile bune și se știe lucrul acesta, numai cine pur și simplu nu vrea să cunoască. Fără doar și poate, Europa este casa noastră comună. Asta este fără doar și poate. Și lucrul ăsta nu trebuie demonstrat, absolut în acest sens. Republica noastră e în Europa și geografic chiar. Честно говоря, не за Европейский Союз. Потому что я не считаю, что он нам принесет что-то полезное. Мы привыкли иметь свое мнение, свою позицию. Мы привыкли уважать Родину, уважать народ. Понимаете? Чего нам в Евросоюзе не уважают Родину? Вы знаете, когда я туда езжу, я много раз была в Европе, и вот скоро поеду снова, два раза. У них там есть демократия, есть уважение. Конечно, мы хотим жить хорошо, как в Европе. Dumneavoastră așteptați fiți cetățean al Uniunii Europene cu acte în regulă? Poate n-am să dovedesc să ajung eu până la asta, dar aș dori. Bineînțeles că aș vrea să fim și într-o Europă, ca vedeți cum sunt în ziua de azi. Pleacă mulți peste hotare, șleapă de, lasă aici copii, lasă părinții, lasă rudele. De aceea vreți să fim acasă în noi, dar în Uniunea Europeană. Cum credeți? Ce trebuie să facă guvernarea și cetățenii pentru ca Republica Moldova în 2030 să devină membru al Uniunii Europene? Să distrugă toată mafia asta care e în Moldova. Să o distrugă, să-i aresteze, să-i pui la dubală pe toți. Să le iei averile care le au. Să îndeplinească toate cerințele care sunt puse în față, știu, și într-adevăr să dă încredere poporului, că într-adevăr asta e
spre ceva mai bun. E timpul tinerilor în acest sens. A doua, să fie, guvernarea trebuie să fie curajoasă. Fără doar și poate curajoasă, fără curaj și fără a demonstra că asta este, nu poți face nimic. Se știe, societatea noastră este împărțită și partea cealaltă mințită, trebuie de lucrat cu populația asta, e foarte evident. Dar eu doresc noi guvernări, curaj, prestanță au. Надо с каких-то структур начинать, которые там коррупция в первую очередь. Ну, как я не знаю, какие там у них условия для вступления в Евросоюз, но ну, люди что? Люди тоже, все от людей зависит. Люди хотят, чтобы было чисто, кидают бумажки на улице. Как бы все должны как бы следить правилам. Eu văd calea de integrare europeană prin reunirea cu România. E și o echitate istorică și o datorie istorică și a guvernării noastre și a guvernului României, pentru că aceasta este cea mai scurtă cale ca noi să venim în Uniunea Europeană. Ar trebui să modifice multe lucruri chiar și în Constituție. Știm că corupția la noi este foarte tare încă, că 30 de ani, v-ați dat seama că a fost totul corupt și e foarte greu. Dar tindem la și sperăm la mai mult și la mai mare. Moldova nu este singură în fața provocărilor. Dacă nu reușim să ajutăm Moldova și Ucraina, înseamnă că am pierdut. România este alături, așa cum am arătat, prin fapte concrete, cu fiecare ocazie. Sunt declarații făcute de liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis. Sunt convins că sprijinul statelor democratice va continua pentru Republica Moldova, pentru Ucraina și pentru regiune. Dacă noi europenii nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut. O facem fiindcă așa este corect, fiindcă, după părerea noastră, ei sunt parte din Europa democratică, ei sunt o parte din comunitatea noastră. Și aici deja putem să ne dăm seama care este plus valoarea acestui format european. Liderul de la Cotroceni a afirmat că, dincolo de subiectele sectoriale ale summitului Comunității Politice Europene, pentru România a fost importantă și transmiterea mai multor semnale politice, iar unul dintre ele a fost cel cu privire la importanța Moldovei pentru întreg continentul european. Prezența liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în Moldova a fost pe larg mediatizată de presa internațională. Atât Ucraina, cât și Republica Moldova au primit anul trecut statutul de candidat la aderarea la UE. Împreună cu Ucraina, ne va fi mai simplu să parcurgem etapele de integrare, a afirmat Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Ajutându-ne unii pe alții, ne va avansa și mai mult, cel puțin la nivel politic, în discuție cu Uniunea Europeană, iar în rest, fiecare din noi are temele lui de acasă de făcut. Dincolo de faptul că Ucraina astăzi luptă un război împotriva Rusiei, noi luptăm un război asimetric cu Rusia, dar fiecare din noi are teme de acasă de făcut. Uniunea Europeană nu ne va primi dacă nu ne vom reforma, dacă nu vom demonstra că avem instituții care sunt capabile să funcționeze, să respecte legea, să aplice legea și să respecte drepturile omului. Dacă lucrurile astea nu se vor întâmpla, Moldova, Uniunea Europeană nu ne va accepta. Iar astăzi am avut un examen, eu cred că pe care Republica Moldova îl trece cu brio. Referindu-se la reacția Kremlinului în contextul summitului Comunității Politice Europene în Republica Moldova, Iulian Groza a afirmat că Federația Rusă va continua să-și propage interesele imperialiste. Va încerca să folosească vulnerabilitățile din Uniunea Europeană, din lume, din Republica Moldova, pentru ca să-și atingă scopul, iar dacă Rusia va reuși sau nu, va depinde, în primul rând, cât de puternici noi suntem și cât de uniți noi suntem aici. Comunitatea politică europeană unește multe țări, multe lideri cu diferite viziuni, țări diverse, dar care s-au unit pentru a transmite un mesaj puternic, inclusiv și Rusiei, că toate aceste țări sunt cu Ucraina, vor ajuta Ucraina, vor ajuta Republica Moldova. Iar mesajul pe care l-am auzit deja de foarte multe ori din partea liderilor și cu ocazia discuțiilor deja de la Bulboaca, este că Moldova nu este singur și asta cred că contează foarte mult.
Kremlinul a declarat miercuri că fără Rusia nu poate exista un dialog deplin privind procesele politice în Europa, cum ar fi cel pe care intenționează să-l promoveze comunitatea politică europeană. Vocea Basarabiei a încercat să afle de la trecătorii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului dacă ar trebui să se țină cont de poziția Rusiei față de procesele politice din Republica Moldova și din Europa. Eu cred că de acum nu mai trebuie să aibă atât de mare influență Rusia asupra noastră și de aici e punct. Nu mai trebuie să ducem cont de prognozele lor. Europa trebuie să mare și cât trebuie, cât trebuie să trebuie. Eu считаю, că summit нужен. Молдова делает все правильно, потому что Молдова никак не защищена сейчас сама по себе, она тоже. И нам еще помогает, украинцам, мы здесь находимся. Ну, десигурки на результат. Демул требуя. Че демул требуя? Демул требуя с дискутифор Русия. Русия прям мульт се имплика. Ну, тоти кестюли, что тоти, тоти сервисы имплика. А кум кредец? Что в фосте республики унионали, кари тоти тот лог се имплика. Și nu a pisat locul numai războaie și nu mă duc altceva nimic. Nu. Ei nu hotăresc nimic în voști, nicăiurea, nici într-o țară. Eu cu românii nu vreau și cu America. De ce? De ce? Că rușii ne-au eliberat de la români de la război, rușii ne-au adus lunină, rușii ne-au adus televizoare, rușii ne-au adus toate cele. Dar ei șanț nu mă distrug. Fiecare vor aparte în buzunarul lor, spui și mai mult nimic. Eu cred direcția pe care le sunt țara noastră este cea corectă și mergem spre ea cu pași grei de mulți ani. Sper că într-un sfârșit ne vom debarasa de influența și capacul pus deasupra noastră din partea Rusiei. Putin nu a fost invitat. Și nici Lavrov, și nici alții. Așa că cum să mă uit la asta? Stai acolo, Moscova și atât. Rușii sunt acum înciudați că Moldova hotărăște singură soarta sa? Păi da, își pierd influența. Și în Ucraina, deja e clar, țările baltice e clar, cred că și în Belarus de grabă o să întâmple, și Moldova, desigur. Fiind întrebați dacă desfășurarea summitului Comunității Politice Europene în Republica Moldova va contribui la asigurarea păcii în această regiune a Europei, majoritatea interlocutorilor Vocii Basarabiei au răspuns afirmativ. Cred că da, cred că da. Sperăm să dea Dumnezeu. Nicuim случай. Почему? А? Ну а как он может повести мир, если, скажем, ни одна из этих сторон не заинтересована? Да. Прин че? Прин тоте челечи солічте и шифак. Dar referitor la război, acest summit poate cumva să ajute ca să înceteze războiul cât mai repede? De încetat, nu cred, dar de ajutat la ucrainenii să termine cu rușii, da? Da, eu cred că da. Cred că și nu numai eu, dar cred și toată populația Socot. Da, rușii de m-am văzut și făcut. Este, în primul rând, o foarte bună publicitate, să zic așa, pentru Republica Moldova. Este un sprijin pe care țările europene ne-l arată că-l avem și eu cred că e destul de încurajator că oricine ar încerca să facă Rusia, de fapt, am avea un partener de sprijin. Poate nu la 100, însă sunt sigur că multe state din regiune sunt cointeresate ca și Republica Moldova să fie pace, așa că este un plus cu siguranță. Au fost raportate tentative de destabilizări. Ministra de Interne, Ana Revencu, a dat asigurări că oamenii legii au intervenit prompt, iar planurile au fost zădărnicite. Monitorizăm în continuu situația, acționăm în mod anticipat, așa vom continua și în următoarele ore și zile. Toată lumea pune umărul pentru a asigura că acest summit se desfășoară în condiții de maximă securitate și siguranță, în egală măsură. Ne concentrăm pentru a asigura liniștea și în comunități și la frontieră. Au fost tentative de destabilizare, inclusiv tentative de a arăta printr-un alt unghi ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Toate aceste tentative au fost contracarate. Am acționat într-un mod sincronizat. NATO monitorizează spațiul aerian cu ajutorul unei aeronave de supraveghere care poate detecta avioane, rachete și drone la sute de kilometri distanță, ceea ce le conferă o capacitate importantă de a avertiza în stadiile incipiente. Acest tip de aeronave efectuează cu regularitate
prioritate zboruri în Europa de Est și regiunea Mării Baltice pentru a urmări avioanele de război rusești aproape de frontierele NATO. Aeroportul internațional Chișinău a fost închis pentru zboruri obișnuite de pasageri pe 1 iunie, pentru a putea primi delegațiile oficiale. În capitală și în prejurime au fost impuse restricții de circulație pe durata summitului, iar angajații bugetari au primit 2 zile libere pe 1 și 2 iunie. Moldova a recepționat primul lot de echipamente pentru Armata Națională prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, destinat pentru a asigura 9 grupe de deminare, inclusiv 3 puncte medicale. Până la finele anului urmează a fi recepționate ambulanțe și echipamente medicale. Toate aceste bunuri vor veni la pachet cu servicii de instruire pentru utilizare. Întrunirea noastră de astăzi demonstrează încă o dată că Uniunea Europeană este alături de noi. În acest sens, exprim gratitudine țărilor membre ale Uniunii Europene pentru susținerea oferită Republicii Moldova, practic în toate domeniile prioritare de dezvoltare, inclusiv pe dimensiunea apărării naționale. În anul 2021, Uniunea Europeană a lansat platforma de suport Instrumentul European pentru Pace. Și tot atunci, Consiliul European a aprobat prima tranșă de ajutor pentru sistemul de apărare a Republicii Moldova. Potrivit ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, primele echipamente achiziționate pentru Armata Națională prin intermediul Instrumentului European pentru Pace reprezintă o nouă etapă de cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în calitate de stat candidat la aderare în domeniul apărării și securității. Avem prilejul să marcăm o nouă etapă în cooperarea noastră cu Uniunea Europeană, în special în domeniul securității și apărării. Ca un stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova și în continuare va aprofunda și se va integra în politicile Uniunii Europene în domeniul securității. Lotul de echipamente include drone, laptopuri, costume pentru eliminarea materialelor explozive, echipamente ultrasonografice, kituri chirurgicale. Noi vă vom oferi, cum am menționat anterior, un radar de supraveghere aeriană. Deci m-ați întrebat adineaur la prima conferință cum putem să vă protejăm, cum putem să protejăm cerul deasupra țării noastre. Iată, prin intermediul acestui radar de supraveghere care este atât de necesar, vom reuși să consolidăm capacitățile aeriene de securitate aeriană ale Republicii Moldova în viitor. Acest sprijin va servi pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova și, de fapt, acest lucru este parte la misiunea civilă pe care mi-a inaugurat-o astăzi și care va contribui la eforturile de consolidare a păcii. Totodată, joi a fost inaugurată misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Aceasta este creată în cadrul politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene. Va avea o durată de 2 ani și va fi formată din 40 de experți în diferite domenii. Șeful misiunii civile este diplomatul român Cosmin Dinescu, cu o experiență de 2 decenii și jumătate în serviciul diplomatic românesc. Copilăria nu este doar despre distracție și jocuri. O demonstrează mai mulți copii din țară care dau dovadă de talent, pasiune și înregistrează performanțe. În continuare, vă invităm să urmăriți istoriile unor copii care au fost invitați emisiunii Te salută Vocea Basarabiei și unde au povestit despre realizările lor demne de urmat. Un exemplu de curaj și perseverență este acest elev de 11 ani care este pasionat de cărți. Acesta și-a descoperit pasiunea pentru lectură după ce s-a mutat la Chișinău de la Soroca. Astfel, Damian Ciob a creat clubul Gustul Cărților pentru a încuraja cât mai mulți copii să citească și să-și găsească prieteni prin lectură. Am hotărât să lansez această pagină, pagina Gustul Cărților, unde copiii se pot împrieteni, își pot spune opiniile pe baza cărților și își pot crea noi relații de prieteni. Să știți că eu iubesc prietenii, anume acei prieteni cu care am interese comune și cu care provin din familii culte și care iubesc aproximativ aceleași lucruri. Damian spune că lectura și dragostea pentru cărți nu vine de la sine, ci se formează prin răbdare, perseverență, continuitate și voință. La clubul de lectură noi alegem cărți care pot fi citite și de copii mai mici și de adulți, deoarece fiecare este specială în felul său. Poți învăța multe lucruri, chiar și fiind matur din cartea dată.
iar Alexandru Cancea este un adolescent de 12 ani care a reușit să-și demonstreze marele talent mânuind un acordeon. Mărturisește că și-a descoperit talentul în muzică atunci când mergea la bunici. Recent, Alexandru a participat la concertul de sfârșit de an școlar, unde spune că a avut mari emoții. Deseori când mergeam în vacanță la bunelul meu, găseam, are bunelul niște linguri de lemn și le găseam și băteam într-un vas. Dar cum le băteai așa? Una de alta, da? Deseori una de alta și deseori băteam cu amândouă, le mai prefăceam că cânt la tobă. Cele mai mari emoții le-am avut când am fost prima dată, este un concurs în România, Emanuel Elenescu, am luat locul întâi. Am avut niște emoții foarte mari, prima dată în țară străină, cu concurenți foarte puternici. Alexandru dedică câte 3 ore pe zi muzicii. Visează să devină un acordeonist cunoscut în întreaga lume. Am și eu câteodată dureri de spate, deseori când vin vineri seara de la lecții, acasă mă plâng mamei, mama mă doare spatele. Dar nu este o problemă, se rezolvă. Muzica academică este baza carierei mele muzicale. Anual, la data de 1 iunie, este marcată Ziua Internațională a Copilului. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Numai bine!